Olimpia Râmnicu Sărat, campioana județului Buzău, proaspăt promovată în Liga 3-a, și-a aflat astăzi programul competițional al seriei a doua din care face parte. La sfârșitul lunii august, în prima etapă, râmnicenii vor juca în fața propriilor suporteri în compania formației Petrotub Roman, iar în următoarele două runde vor întâlni în deplasare echipele Bucovina Rădăuți și FC Panciu. În etapa a patra, Olimpia Râmnicu Sărat va reveni pe teren propriu și va întâlni formația FC Zagon. Adversarele echipei râmnicene din primele patru runde ale Ligii a treia sunt echipe puternice, însă galben-albaștrii sunt pregătiți să înceapă în forță noul sezon competițional. Până la debutul în Liga 3-a, mâine seară pe stadionul Gloriei Buzău, fotbaliștii râmniceni vor disputa Supercupa Buzăului din postura de campioană împotriva câștigătoarei cupei FC Puiești.